Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Știrea zilei este evident, faptul că Serviciul Român de Informații a anunțat oficial că va desecretiza protocoalele de colaborare cu DNA-ul și cu parchetul general. Vedeți, deja am și emoții pentru că în spatele meu avem niște fotografii extrem de interesante. Întrebarea este următoarea, întrebarea de 3 ani de zile care se pune sub ce formă, sub ce mod colabora SRI și DNA. Dosarele DNA au fost făcute cu sprijinul SRI. Toată lumea știe acest lucru. Probele și documentele în sprijinul acestor lucruri încep să apară rând pe rând. Ele au apărut cu greutate în ultimii 3 ani de zile. De 3 ani de zile, Uniunea Națională a Judecătorilor din România cere desecretizarea acestor protocoale de colaborare între SRI, DNA și Parchetul General. SRI și Parchetul General, SRI și DNA. Așadar, domnul Helvig dorește să detensioneze scandalul ăsta public și să ne facă publice aceste protocoale. O să vedeți că aici este o întreagă dispută cu privire la protocoale, pentru că aceste protocoale sunt niște bucăți de hârtii care ascund în spate lucruri extrem de complicate și de grele. Da? Urme ale acestei colaborări o să vedeți în această seară. O să vedeți documente, o să vedeți imagini, o să vedeți reacția ale judecătorilor după anunțul directorului SRI. Așadar, în spatele meu am niște fotografii, o să le vedeți imediat. Sunt 6 fotografii de la o ședință de lucru în care cei de la SRI îi învățau, îi școleau pe procurorii DNA cum să lucreze în dosarele penale. Așadar, SRI a trăinuit, a învățat procurorii din DNA cum să lucreze cu informațiile clasificate, cum să lucreze cu interceptările și cu alte lucruri. Haideți să vedem declarația lui Claudiu Manda, care anunță desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA. Domnul Eduard Helvig, domnia s-a sunat și mi-a spus că își exprimă toată disponibilitatea ca în perioada imediat următoare să procede la desecretizarea acelui protocol, protocolul dintre Serviciul Român de Informații și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cred că este un lucru lăudabil în ceea ce privește actuala conducere a Serviciului Român de Informații. Niciodată când am vorbit nu a spus că ar trebui neapărat să rămână într-o zonă secretă, mai ales că vorbim de un protocol denunțat la inițiativa Serviciului Român de Informații. Da, Dan Bucur alături de noi în dezbatere. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Avocatul Cristian Nene, bună seara. Mulțumesc și dumneavoastră, domnul avocat Gheorghe Piperea și Daniel Florea, fost cadru SRI, da, specializat în contrainformații. Daniel Florea, îl cunoașteți, un om care a purtat și poartă o luptă cu cei de la SRI, cu foștii lui colegi, după ce a fost dat afară, susține domnia sa, abuziv din SRI, dar nu asta este ideea și subiectul emisiunii. Haideți să vedem niște imagini. Pentru că s-a discutat foarte mult despre cum colabora DNA și SRI. Toată lumea și-a dat cu părerea, toată lumea a început să se uite prin documente, prin rechizitorii, prin diferitele documente ale SRI, mă refer la analizele de bilanț la sfârșit de an. Ceea ce vedeți în imagine este o întâlnire de la Institutul de Tehnologie Avansate, este o unitate militară a SRI, unde magistrați, o vedeți pe doamna Chioveși, pe doamna judecător Aida Popa, magistrați, judecători și procurori, participau la o ședință de lucru, de instruire cu înalții ofițeri SRI. O să-l vedeți în imagini imediat pe celebru general Dumbravă, șeful direcției juridice. Cot la cot cu domnul Dumbravă era domnul procuror Banias, șeful ascultărilor, șeful tehnicului din DNA. Vedeți acolo un fundal, da? Sigla Serviciului Român de Informații, ca să fie foarte clar unde avea loc întâlnirea. La pupitru este același general Dumbravă, repet, șeful juridicului. Dumbravă este acuzat de terțe surse și mai multe declarații de faptul că era persoana care ținea legătura instituțională cu DNA-ul pe acest protocol de colaborare. Dumbravă și ofițerii lui de la SRI, de la Departamentul Juridic, făceau diverse acte în beneficiu DNA. Veneau cu opinii juridice, veneau cu diferite îndrumări, da, pentru procurorii DNA. Daniel Florea, avem așadar aceste imagini care arată o ședință de lucru pentru a consfinți ceea ce noi discutăm în seara asta, da, protocoale de colaborare. Și acum probabil spectatorii vor să afle și vor să știe
cum se derulau, da, colaborările dintre DNA și SRI pe dosarele penale, da? Cum funcționa acest mecanism? Aveam un protocol care este secret, deci urmează să fie desecretizat. Am arătat că, și cred că se găsește la mine pe Secretul Sistemului, primul protocol este din anul 2000, 023-13, când încă nu aveam legea informațiilor clasificate și hotărârea de guvern adiacentă din 2002 și la acel moment nu se făcea niciun control pe documente clasificate. Ulterior a apărut un nou document, ăsta de care vorbim cu toții din anul 2009, care este atribuit doamnei Chioveși și domnului Maior ca șefi ai parchetului general și ai Serviciului Român de Informații. Cei doi au pus la cale, probabil în baza unei decizii CSAT, nu cunosc care a fost motivul, acest protocol. De urmare protocolului, și o să avem surpriză în timp după desecretizare, se realiza... Să vă țineți ideea, telespectatorii văd acum o imagine clară. Domnul cu mustață este șeful tehnicului din DNA, procurorul Banias. În mijloc este generalul Dumbravă de la SRI și în partea stângă a ecranului, cum mă uit eu, în partea dreaptă a dumneavoastră, este judecătorul Aida Popa, judecător care avea sarcini pentru acordarea mandatelor de siguranță națională, de interceptare și de urmărire tehnică. Așadar, SRI cot la cot cu judecători și procurori într-o ședință de lucru, de training, de instruire, prin care cei de la SRI învățau pe magistrați ce învățau. Deci judecătorul titulatura doamnei Aida, cred că era judecător anume desemnat. Adică erau decât trei din ce țin eu minte, care puteau să semneze aceste mandate de interceptare pe securitate națională. Păi ce învățau? Probabil să răspundă perfect comenzilor date de domnul Dumbravă, că altfel eu nu pot să-mi explic cum cei care trebuie să fie cei mai buni în drept, cel puțin în domeniul penal, vin să ia lumină de la SRI. SRI care lucrează doar pe o bucățică, în speță pe amenințări la securitatea națională și până acum nu prea avem foarte multe infracțiuni în acest domeniu dovedite. Iar domnule Piperea, interveniți în discuție, o discuție redundantă. Avem așadar astăzi confirmarea faptului că aceste protocoale vor fi făcute publice. Mulți spun că este de fapt o perdea de fum, că aceste protocoale nu ascund nimic ilegal și că de fapt aceste protocoale sunt niște hârtii care aveau în spate niște planuri de acțiune. Iar planurile astea de acțiune se făceau pentru fiecare dosar în parte. Deci avem un cadru general pe ideea că vom colabora să fie bine ca să nu fie rău, iar pentru fiecare dosar în parte se făcea plan de acțiune. De exemplu, trebuie să-i facem dosar lui Gheorghe Piperea. Planul de acțiune consta în colaborarea dintre echipa de procurori și echipa de ofițeri de la SRI care trebuiau să se pună la o masă și să spună: domnule, cine interceptează pe Piperea? Interceptăm noi, pentru că avem tehnica. Cine face partea de culegere de informații, solicitări oficiale? O face procurorul. Cere date de la diverse instituții și așa mai departe. După care, cum facem opinia juridică, da? Pentru că o să vedem niște documente foarte interesante, cum se îmbrăca dosarul penal de la DNA. Noi avem impresia, trăim, că cei de la DNA lucrau singuri, procurorii. Nu lucrau singuri, lucrau și cu supervizarea juridică a ofițerilor SRI specializați în asemenea chestiuni. Da, cu precizarea că n-au decât să mă asculte și o fac de mai mult de 13 ani, domnii aceștia. Știți, aveți mandat? Pentru că nu am niciun schelet în dulap, vreau să vă spun trei lucruri dacă am timp. Mai întâi însă și faptul că, însuși faptul că există aceste protocoale și la un moment dat le vom vedea, chiar dacă pe ele nu scrie nimic ilegal sau în orice caz la nivel de aparență, este ilegal în sine. Pentru că demonstrează protocolul acesta între, pe de o parte, un magistrat care ar trebui să fie independent, așa cum pretinde procurorul generic că este, și pe de altă parte serviciul secret, pe o chestiune care este de competența strictă a procurorului și, în general, a magistratului, încalcă legea de organizare judiciară și încalcă Constituția. Deci este completamente ilegal, prin însăși faptul că există. În afară de faptul că domnul președinte Iohannis săptămâna trecută a arătat că nu există nicio hotărâre a CSAT care să fie aprobat în prealabil acest gen de protocoale. 2.
Eu sunt completamente uluit de ceea ce se întâmplă și nu de ieri de astăzi, ci de vreo 2 ani de zile. Eu sunt, precum știți, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept din București. Eu știam că procurorii și judecătorii, indiferent că este vorba despre pregătirea inițială sau este vorba despre pregătirea continuă, se pregătesc la Institutul Național al Magistraturii sau prin intermediul unor seminarii cu caracter științific, organizate academic, organizate de facultățile de drept. Ceea ce văd aici, eu am mai văzut. E vorba despre niște seminarii pe care o parte, și mă refer la cel care face cercetarea pe zona tehnică, SRI, învață magistratul, fie că e vorba despre procuror, fie că este vorba despre judecător, cum să își facă treaba. Nu mai învață magistratul aceste lucruri în Institutul de Magistratură, nu mai învață în Facultatea de Drept, ci învață de la SRI. Repet, am mai întâlnit acest gen de situații și se întâlnesc în continuare acest gen de situații pentru că începând cu 2015, cei de la Banca Națională a României, care sunt părți în procesele mele cu băncile, fac acest training de care spuneți dumneavoastră cu judecătorii, tot pe baza unor astfel de protocoale. Adică partea în proces vine și îi spune judecătorului cum să judece procesul respectiv. Trei, și cu asta mă opresc. Domnii aceștia care au fost vedete ale procuraturii în ultima vreme, vedete ale magistraturii, inclusiv foști membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, au făcut acest gen de training, din acest gen de training, un titlu de glorie. Dacă vă uitați pe CV-urile lor, o să vedeți că apar acolo zeci de traininguri de genul acesta, făcute cu tot felul de ONG-uri, think tank-uri, și așa mai departe, care îi învață, domnule Mănăstire, cum să se desfășoare, să se deruleze activitatea lor anticorupție. De ce mai facem Facultatea de Drept? De ce mai avem un institut de magistratură? De ce mai avem instituit prin lege un sistem de pregătire profesională a judecătorilor, inițială și continuă? Putem să renunțăm la aceste lucruri pentru că avem în orice moment, oricând, un SRI care să fie de acord să ne dea opinii juridice, cum să sune rechizitorile și după aceea hotărârile. Avem niște ONG-uri, dintre alea militariste, da? Stormtroopers, cum le spuneam eu, care să ne spună cum să sune hotărârile judecătorești, cum să scrii pe Facebook în așa fel încât să dea bine, cum să dai mesaje în așa fel încât să ieși pe scările curții de apel în așa fel încât să dea bine, cum să faci proteste semnate de 3-4.000 de magistrați. Nu mai avem nevoie de pregătire de acest gen. Asta pe care o facem toți, oamenii normali. Avem, nu mă refer doar la juriștii care nu sunt magistrați. Mă refer la toți juriștii, inclusiv magistrații. Pentru că în categoria magistraților există 90% dintre ei sunt magistrați obișnuiți, care trec prin toate aceste obligații, trepte profesionale, care dau examenele la INM, dau examene cu profesori la drept, iar aceste 10% din oameni aceștia care fac acest gen de cursuri de pregătire profesională, ăștia au întotdeauna o ascensiune profesională fulminantă. Cred că, în genere, corpul magistraților trebuie să pună piciorul în prag și să ia atitudine, pentru că lucrurile nu mai pot să mai continue așa. Avem următoarele semne de întrebare pe chestiunea asta. Povestea și scandalul durează de 3 ani. Acum 3 ani, pentru prima dată, un EJRU, o asociație a judecătorilor condusă de Dana Gârbovan, judecător la Cluj, a cerut desecretizarea acestor protocoale. Cei de la UNJR au cerut de regulă să se desecretizeze toate chestiunile secrete care vizează justiția, inclusiv aceste protocoale. Timp de 3 ani de zile, cum spunea președintele Iohannis, noi am avut un elefant în încăperea numită România. Și toată lumea a întors capul, când pe stânga, când pe dreapta, nevrând să vadă acest elefant. Acte secrete care vizează instituții judiciare din România. Asta s-a întâmplat. După 3 ani de zile de scandaluri și de controverse, avem așadar astăzi anunțul că cei de la SRI, din proprie inițiativă, vor desecretiza protocolul. Însă, în ăștia 3 ani de zile, deși ni s-a spus că aceste protocoale sunt benigne, sunt lucruri cât se poate de firești, care nu ascund nimic ocult, nimic ilegal,
am văzut așa, ca firmiturile de pâine, indicii ale faptului că aceste protocoale au ascuns lucruri la limita legii. Nu o spun eu, o spun judecătorii, o spun magistrații. Avem aceste fotografii. O să vedeți imediat niște documente oficiale ale SRI-ului în care se scrie negru pe alb că echipe mixte de ofițeri SRI și procurori DNA au făcut dosare penale cot la cot. Și mai grav, ofițeri SRI care au dat opinii juridice procurorilor. Lucruri foarte interesante. Haideți să mergem la pagina 19 și cu ajutorul domnului avocat Cristian Ene să decriptăm aceste lucruri. Domnule avocat, până ajung colegii la pagina 19, vă citesc următoarea frază. O coordonată importantă a cooperării cu organele de urmărire penală, zice SRI, a fost reprezentată de transmiterea datelor, informațiilor și documentelor solicitate de acestea pentru nevoile cercetării penale, precum și soluționarea unor cereri, în context fiind relevantă și diversificarea sferei activităților în care experții juridici ai SRI, juriștii SRI, sunt implicați. În sensul că analizele comune nu se limitează doar la aspecte de drept material, cercetarea, întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunilor, ci s-au extins la probleme de procedură, zic cei de la SRI, explicând cum au colaborat cu procurorii DNA, dar și cu alți procurori. După care, foarte interesant, urmează o statistică a modului în care SRI și DNA a colaborat. Observați că o primă credibilizare a ceea ce înseamnă îndepărtarea factorului SRI către DNA a fost decizia Curții Constituționale, care a spus că acele interceptări făcute de SRI nu mai pot fi utilizate ca probe într-un dosar penal. Asta este o parte mică. O parte mică. A tipului de colaborare. A tipului de colaborare. De asemenea, au fost și situații reclamate în spațiu public, rechizitorile efective erau întocmite și actele de urmărire penală erau efectuate de ofițeri SRI. Aici, dacă reușim să probăm această situație, ar însemna o nelegalitate din punct de vedere a nerespectării procedurii penale, cu o sancțiune de înlăturare în integralitate sau parțială a probei obținute sau efectuate de către un organ care nu avea abilitate. Vă dați seama pe ce butoi de pulbere stă justiția din România? Asta, tocmai de aceea, apare ca un semn, ca o umbră asupra actului de justiție, dar vă spun totodată că am întâlnit și magistrați procurori care nu au ținut cont de informațiile prezentate de Serviciul Român de Informații pe anumite spețe, ci ei au luat deciziile exclusiv în cauză după ce au cerut informațiile mai multor instituții, au cerut informații de la SRI, de exemplu, cum ați spus dumneavoastră, în ce se putea implica SRI-ul. În localizarea unei persoane sau unor persoane în cadrul unei proceduri penale, astfel încât procurorul de caz să aibă abilitatea într-un timp foarte scurt să realizeze acel flagrant sau poziționare a persoanelor suspecte sau inculpate în cauză în așa fel încât să fie prinse persoanele asupra actului ilicit, actului infracțional. Acest aspect, din punct de vedere tehnic, nu este o ilegalitate. Dar dacă s-a trecut mai departe ca actele de urmărire penală, audiere, aducerea unor probe să fie prin sistemul Serviciului Român de Informații, acelea, într-adevăr, trebuie înlăturate. Și dumneavoastră, în activitatea de avocat, ați auzit vreodată despre asemenea practici? Am auzit despre asemenea practici, însă situația este una a ceea ce înseamnă normală, doar la nivelul am auzit, dar nu s-au putut proba. Au fost situații în care am și probat, respectiv după decizia Curții Constituționale, au apărut acele situații în care s-au înlăturat interceptările făcute de Serviciul Român de Informații. De asemenea, mai sunt unele cauze destul de sensibile. Din practica mea au mai fost situații. Adică, sensibile în ce sens? În sensul că vorbim de obținerea unor mandate de siguranță națională pentru expulzarea persoanelor declarate nedemne de a mai fi pe teritoriul României, cei care primesc cetățeni străini. Asta este altă poveste cu tocmai terorismul. De aceea, să revenim la chestiuni de corupție, de evaziune fiscală, asta de este drept tot, comun. Da? Da, pentru că protocolul în sine, uneori, în ceea ce privea și prezența unui magistrat judecător la aceste întrevederi, determina delegarea unor judecători speciali, abilitați pentru
mandate pe siguranță națională sau respectiv unii judecători pentru a judeca cauzele de cetățenie străină ce urmează să fie expulzate. Revenim la documentul România. Celor de la SRI, da? Ca să explicăm foarte bine despre ce avem de a face aici. Da? Iar fraza cheie este următoarea. În sensul că analizele comune dintre SRI și DNA, dintre juriștii SRI și procurorii DNA, nu se limitează doar la aspecte de drept material. Ce înseamnă asta, domnule avocat? Adică, să înțeleagă telespectatorul. Nu doar la analiza faptele, dacă faptele sunt infracțiuni, cadrul tehnic și cadrul legal asupra unei fapte pe care să o încadrezi într-o infracțiune. Ci s-au extins și la probleme de procedură. Oare ce înseamnă asta? Tocmai acest aspect cum se legalizează procesul, cum se derulează procesul, asta e procedura. Îți spune și domnul avocat. Exact, de ceea ce v-am explicat mai devreme, SRI, dacă procedura era efectuată de ofițerul avocat, SRI și nu de procuror sau ofițerul judiciar. Domnule, e documentul oficial al SRI-ului? Este antetul SRI-ului acolo? Înseamnă este, că ancheta penală, în contradicție cu toate legile de după 1991 care au interzis securității, serviciilor secrete în general, să Direcția efectueze anchete penale, era făcută, da, era făcută în baza acestor protocoale și se spune negru pe alb, din câte înțeleg, era făcută de SRI. Mai punem o dată documentul, poate nu l-am văzut noi bine. V-am prezentat așadar două probe cât se poate de clare, care arată niște lucruri neregulă în aceste protocoale dintre SRI și DNA. Ați văzut fotografiile care consfințesc faptul că aceștia s-au întâlnit, SRI-ul și DNA, oameni de acolo, să fie trăinuiți la Institutul de Tehnologie Avansate, și avem raportul SRI din 2013, din care v-am citit încă o dată, da? Aș vrea să... Da, în Bucura. S-au extins la probleme de procedură. Ne-a explicat domnii avocați, înseamnă că cei de la SRI, ofițerii, vă rog... Vreau să facem precizarea. Uzitarea termenului trăinuiți pentru toți telespectatorii este vorba de pregătiți într-un anumit domeniu specific. Pentru că sunt foarte puțini care va înțelege folosirea termenului de trăinuiți, deși... Nu pregătiți, școlarizați, antrenați. Exact. Aceste sinonime sunt capabile să dea posibilitatea cetățeanului să înțeleagă în ce consta până la urmă aceste întrevederi și ce trebuiau făcute în urma lor ca acțiuni după discuțiile din cadrul acestor ședințe. V-ați precizat ceva acum, foarte interesant. Cu voia, scuzați-mă că vă întreb cu judecătorii, îmi cer scuze. Judecătorii care participau la trainingurile cu SRI. În lege nu scrie nicăieri că trebuie să participe la ce spuneați pe antiterorism, dar un judecător care să facă ce? Nu spune că trebuie să participe, dar asta nu exclude posibilitatea unui judecător într-un anumit domeniu, da, să meargă, de exemplu, la un forum pe infracțiuni economice, poate să meargă la de un acord. Forum pe infracțiuni de specifice unui domeniu. Dați încă o dată fotografia. Este Dumbravă, general Dumbravă de la SRI, cu judecătoarea Aida Popa și cu șeful interceptărilor din DNA. Iar majoritatea oamenilor prezenți acolo erau din DNA și de la SRI. Nu era o chestiune de terorism, nu era o chestiune de, de siguranță națională în sensul, prezentat. Și nu era un forum. Era o ședință de lucru la Institutul de Tehnologie Avansate. Te rog, Dan. Acum, cu voia ta, Silviu, am să încerc să scot un pic discuția dintr-o sferă foarte utilă, dar extrem de tehnică, și să o facem mai pe înțelesul profanilor, celor care n-au nici studii juridice, nu sunt nici pregătiți pe domeniul inteligenței și așa mai departe. Eu văd lucrurile în felul următor. Au existat aceste întâlniri. Despre aceste întâlniri eu aș spune în felul următor. E o parabolă românească foarte utilă care descrie acest fenomen. Știți, unui muritor de foame poți să-i dai un coș de pește sau poți să-i dai o undiță și să-l înveți să pescuiască. În prima variantă nu vei face decât să-i amâni senzația de foame o perioadă de timp. În cealaltă îl vei lăsa și îl vei învăța să plece pe un drum. Ceea ce s-a întâmplat în aceste imagini cred că se încadrează perfect în primul caz, la coșul de pește, pentru că în momentul în care Curtea Constituțională a venit cu această măciucă, să spunem așa, în capul binomului, lucrurile s-au separat și nu doar că s-au separat pentru că a spus Curtea Constituțională, se pare că s-au și răcit un pic relațiile între cele două părți și asta au resimțit-o toți cei care au fost atenți la bunul mers al justiției. Am văzut cât de utile au fost aceste ședințe tehnice, în sensul în care activitatea, motoarele, cum vreți să le denumim, ale DNA-ului, au scăzut vizibil. Da? În vremurile
cât binomul era în floare, aveam la 2-3 zile breaking news. Eram alături de tine, de colegii noștri, încă un corupt, aplaudam, ia uite, l-au prins, l-au demascat. După ce s-au rupt protocoalele, coruptul de serviciu vine rar sau deloc. Probabil au mai fost, câteva reminiscențe prin dosare, au mai ieșit cu ele, acum cam puțin. Deci asta e, din punctul meu de vedere, rezultatul acestor ședințe unde, repet, probabil că cei de la SRI dădeau cum dă, eu știu, iarăși o să rămân o deschidere plastică, cum își hrănește puiul o pasăre prădătoare când îi mestecă tot și îi pune în cioc, așa cred că s-a întâmplat și cu această colaborare. SRI-ul dădea masticabil tot dosarul procurorului, de la marfă, ca să spunea, interceptări, cazul în sine, ansamblu și așa mai departe, până la a-i scrie inclusiv probabil rechizitoriu sau referatul. Asta este Dan Bucura. În limbajul jurnalistic, să înțeleagă telespectatorii, asta se numește servite. Asta zic. Există anumiți colegi de breaslă care primesc dosare servite sau informații servite pe un subiect, da? Sunt relevante. Sub nasul ziaristului, el nu mai verifică nimic, nu mai întreabă nimic în dreapta și în stânga și livrează opiniei publice știrea brută. Da, cam asta e povestea. Venea ofițerul SRI, livra marfa la procurorul DNA, și se întâmpla în esență despre celebrele protocoale pe care probabil că o să le vedem și noi cât încă suntem în viață, că inițial mă gândeam dacă o să avem de-a face cu secretizările celebre de 50 de ani, zic, bă, nu știu câți mai prindem. Noi nu, o să le vedem, nu cred. Nu te bucura că nu o să vezi nimic în protocoalele alea? Asta spun. S-ar putea să avem de-a face cu un balon de săpun, în sensul în care, așa cum ai spus și tu, vorbim de niște termeni tehnici, domne, se leagă o colaborare strânsă, punctuală și cu asta basta. Acum, sigur, unii vor putea ataca. Păi dacă e strânsă, este da, bun. Cu niște termeni mai tehnici care să nu descrie chiar așa lucrurile, probabil. Partea este în ce măsură pot fi ele atacate din punct de vedere constituțional ca procedură și dacă acest lucru se va întâmpla, cât de mult va afecta mersul dosarelor vechi existente de corupție făcute în baza acestei colaborări. Asta este o situație care ar putea schimba foarte mult lucrurile pe plaja luptei anticorupție, ca să spunem așa. Dincolo de asta, repet, nu o să avem niciodată proba că vreun general, vreun colonel sau cum vreți să-i spunem, de la SRI se ducea în biroul unui procuror, se întindea lângă el pe canapea și zicea, bă, scrie avem, asta sau scrie avem asta. Avem proba asta. Bun. A spus domnul Dumbrava că a fost în biroul procurorilor și le și spunea și că a fost în biroul procurorilor, am auzit și eu pe domnul Dumbrava. Că domnul Dumbrava ar fi spus, i-am zis lui ăla, scrie de la cap de rând cu literă mare aia, n-a spus. Adică prezența dânsului acolo... Am auzit-o cu... A fost la intimidare. Eu sunt de acord, dar de aici până a putea ataca într-un fel sau altul mersul dosarului, dânsul va da, cu siguranță va face pasul înapoi, spunând, da, am fost pe conform atribuțiilor de servicii, așa mai departe, am băut o cafea, dar n-am... Ai explicat că mergea și instruia. Da. Juridic. Vă pot da o dovadă certă în situația în care s-ar putea anula, reface un dosar de urmărire penală sau respectiv înlătura din punct de vedere nelegal o probă obținută. Numai în situația în care se probează că un ofițer SRI a transmis prin sistem electronic referatul în totalitate procurorului și procurorul a semnat exact în forma primit electronic și putem face dovada acestor două situații. Cel care a remis, fiind el primul care a întocmit, să dau exemplu, SRI-ul, și al doilea care a primit procurorul și doar să semneze. Dar e o situație... Dar să ne înțelegem, din punct de vedere juridic, trebuie să existe o probă clară, o probă certă, care să consfințească că aceste protocoale aparent legale... aparent legale, au produs... Eu zic că e suficient un dubiu, pentru nu, că dubiu nu este suficient să... Nu poate să condamne decât pe probe certe. Când introduci dubiul ăsta, că protocolul ăsta nu este legal, de fapt nu mai e niciun de dubiu. De vreme ce el este arătat, e clar că e o probă certă a faptului că este ilegal. Da. E mult mai simplu decât atât. Corect. Avem o dovadă. Cu imaginile astea. Vă pot da exemplu. Cred că în ultima perioadă a apărut în spațiu public acea cooperare instituțională între DNA și cadastru, da? Oficiul de cadastru. Da. La început, cu toții am dorit să vedem ce se întâmplă acolo. Ați observat că după ce s-a dat publicității acel protocol, nu s-a ajuns, cel puțin până la acest moment, în nicio cauză în care să dovedească că folosirea informațiilor respective a produs dovezi sau probe ilicite. Domnule avocat, eu cred că tocmai mergem pe marginea subiectului, pentru că telespectatorii trebuie să știe următorul lucru. Nu, încă. Faptul că DNA și SRI
au colaborat sub forma pe care ați văzut-o atât de strâns în anumite dosare penale, este profund la limita legii, ca să nu spun ilegal. Și nu o spun eu, o spun judecătorii. Vă citesc din ce a scris astăzi Dana Gârbovan de la UNJR, care urmărește acest subiect de 3 ani de zile. Sunt judecători care nu s-au lăsat și care n-au mers după fentă. Dana Gârbovan spune așa: prin aceste acte secrete, prin protocoale, s-a adăugat la lege și în contra legii, dându-li se agenților seria atribuții să facă echipe mixte cu procurorii și acte de urmărire penală, ceea ce prin lege SRI-ul avea interzis să facă, că de aia nu mai este securitatea lui Ceaușescu. Repet, un judecător spune că aceste protocoale au adăugat la lege. Altfel spus, în România a fost semnat un protocol secret între organe de urmărire penală și servicii de informații, prin care acestea, din urmă, au fost implicate în acte specifice de cercetare penală, în contra unei legi în vigoare care interzicea expres acest lucru. Este scris negru pe alb. Deci, de la bun început, orice colaborare dintre SRI și DNA, prin implicarea serviciului în dosare specifice, a fost de la bun început nelegală, pe lângă lege. Exact cum am spus. Da? Mai ales că este o chestiune care a fost ținută secretă și nu este dată publicului decât acum, după ce actualul șef al SRI spune, catadixește, da, domne, hai să desecretizăm. Adică să desecretizăm, până acum au fost secrete. În ele, de asta v-am spus la începutul intervenției mele, în ele însele aceste protocoale sunt nelegale, pentru că pune în umbră, neutralizează ideea de independență a judecătorului și a procurorului. Haideți să mai vedem un document extrem de interesant, să ne lămurim. Mergem la pagina 20 a raportului de activitate a SRI-ului din 2013. Da, până vedem documentul, că o să vedeți cu cât a produs SRI pentru DNA, avem o intervenție telefonică. Doamna judecător Dana Gârbovan, bună seara, doamnă. Bună seara. Jere, mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc și eu pentru invitația. Am citat din postarea dumneavoastră de astăzi de pe Facebook. Vă rog încă o dată, explicați-ne foarte simplu, pe înțelesul nostru al tuturor, a profanilor, ce a reprezentat pentru justiția din România, da, aceste protocoale de colaborare între SRI, Parchet General, SRI, DNA. Da? Da, lucrurile până la urmă sunt foarte simple. În urma interviului domnului Dumbrava, interviul acela celebru cu câmpul tactic, am aflat și noi că suntem în câmpul tactic al Serviciului Român de Informații până când o hotărâre rămâne definitivă. Pentru orice judecător care știe ce înseamnă independența justiției și rolul pe care justiția îl are, a fost un semnal de alarmă, motiv pentru care noi am început să căutăm, să încercăm să înțelegem cum a ajuns SRI-ul să-și păstreze atenția asupra proceselor în curs de judecată. Și așa am aflat că au existat hotărâri ale CSAT-ului prin care corupția a fost inclusă în afara legii, peste lege, în ceea ce înseamnă corupție. Au fost date atribuții sporite SRI-ului în acest domeniu și acesta a devenit practic încet, încet un organ care face acte de cercetare penală, ceea ce legea nu îi permite. Iar gravitatea acestui fapt este, poate fi văzută pe mai multe planuri. Pe planul statului de drept s-au dat hotărâri de către CSAT prin care s-au adăugat la lege și am avut practic undeva în umbră, în întuneric, o legislație care a afectat drepturile fundamentale ale cetățenilor, de care am aflat până la urmă întâmplător. Pe un alt plan al independenței justiției, este inadmisibil și al dreptului la un proces echitabil mai ales, să ai reguli până la urmă ce influențează sau au legătură cu mersul procedurilor penale, altele decât codul de procedură penală. Este exact ceea ce ne-a spus Curtea Constituțională în decizia celebră privind interceptările. Doamna judecător, nu știu dacă puteți urmări emisiunea. În timp ce dumneavoastră aveți intervenția, noi rulăm niște fotografii de la o întâlnire, de la Institutul de Tehnologie Avansate. Nu este o întâlnire, este o ședință de școlarizare, o ședință de lucru
în care apar imagini cu general din SRI este domnul Dumbravă, șeful juridicului de la SRI în funcție, în continuare, am înțeles că este secretar general al SRI, și procuror DNA. Este șeful tehnicului de la DNA, procurorul Banias, este și o doamnă judecător. Practic, e o ședință de lucru, un training pe care ofițerii SRI îl făceau magistraților procurori de la DNA. Cum vi se pare genul ăsta de ședință de lucru, de instruire, mai pe românește, pe care o fac ofițerii SRI magistraților? E o chestie uzuală, e o chestie normală? Am spus și nu mă feresc să o repet, că nu este deloc uzuală o astfel de apropiere, mult prea aproape, dacă pot să spun așa, a serviciilor de informații de magistrați. Și ca să fiu sigură că nu am eu percepție deformată, m-am consultat în acest sens cu colegii din Medel, colegi magistrați din statele europene cu democrație consolidată din Spania, Italia, Portugalia, Franța, Germania, și am întrebat, voi faceți cursuri la Academia de Informații, master, cursuri de pregătire, doctorate, cum a fost situația la noi? Și s-a uitat la mine întrebându-mă dacă glumesc. Este ceva dincolo de imaginație, o astfel de apropiere într-un stat democratic și într-un stat de drept cu adevărat. Pentru că rolul este fundamental diferit al serviciilor de informații față de rolul justiției. Unul se desfășoară după reguli secrete, de regulă cumva la limita legii, împingând legea cât de mult pot, pentru a asigura siguranța națională și pe dimensiunea lor specifică. Pe de cealaltă parte, justiția lucrează după reguli clare, totdeauna publice. Adică nesecrete. Respectând exact procedurile și dreptul de apărare a fiecărui cetățean. Nu se pot suprapune cele două planuri fără a aduce atingere și statului de drept și independenței justiției și dreptului la un proces echitabil. Doamna judecător, apropo de protocoale, ultima întrebare. Mulți spun că după ce o să vedem aceste protocoale de colaborare, o să rămânem așa dezumflați, pentru că nu o să fie ceva spectaculos. Acolo, în protocoalele acelea, putem bănui că sunt niște chestiuni generale, este un cadru general de colaborare. Întrebarea este următoarea. Ați auzit de existența unor planuri de acțiune între SRI, DNA și alte parchete care să fie subsecvente, adică să se tragă din acest protocol de colaborare? Cu alte cuvinte, avem un cadru general de colaborare, un protocol general, care era urmat de niște chestiuni punctuale, tehnice, care ne devoalează, de fapt, modul în care s-au lucrat în dosare, cot la cot, SRI-DNA. S-ar putea... Ați auzit până de un asemenea plan? Până se vor declasifica aceste protocole și sper că acest lucru se va întâmpla cât de curând, avem alte acte deja publice, cum sunt rapoartele CSAT-ului sau rapoartele de activitate ale SRI-ului, unde se vorbește în mod explicit de aportul serviciilor, contribuția serviciului de informații, fie la sprijinirea veridicității probelor, la momente operative în vederea administrării probelor, la modalitatea de interpretare a legislației făcută de ofițerii SRI în comun cu procurorii, toate aceste acte deja exced unui cadru normativ în vigoare și unor practici în materie de cercetare penală la nivel acceptabil la nivel european, pentru că tot vorbim de valori europene. Deci noi avem o problemă incontestabilă și cu sursa acestor protocoale, care, așa cum am arătat, din 2015 sunt hotărâri date de CSAT care au adăugat la lege, lucru prin esență inadmisibil, repet, într-un stat de drept. La fel și toate aceste echipe mixte la care s-a făcut referire, acelor nelegalitate deja a fost denunțată pe un plan, acela al interceptării de către Curtea Constituțională. Ce facem cu toate dosarele acestea lucrate în echipe mixte, doamna judecător? E o mare problemă pentru justiția din România. Multe dosare s-au finalizat cu condamnări, altele cu achitări, în fine, cum s-a întâmplat în fiecare caz în parte. Dar noi am avut... Vă rog. Din perspectiva dreptului la apărare, este esențial ca fiecare cetățean să aibă dreptul de acces la fiecare protocol care i-a reglementat ori influențat în vreun fel decizia în dosar. Ce se va întâmpla cu fiecare
dosar în parte, este o întrebare la care nu pot să vă răspund, pentru că va fi o decizie firește a justiției. Mulțumesc pentru intervenție, doamna judecător. Dacă... O întrebare. Daniel Forea, te rog. Bună seara. Daniel Forea mă numesc. Bună seara. Nu știu dacă știți, astăzi Comisia Iordache a reușit să modifice câteva articole din legea 303/2004 și în speță articolul 7, aliniatul 7. Știu că noi astăzi sunteți foarte atente și la o astfel de precizare. Dacă acum vorbim de faptul că se desecretizează protocoalele cu SRI, dacă vorbim de faptul că SRI nu mai intervine în justiție, prin modificarea făcută de către domnul deputat sau ce este scânteie de la, din Parlament, se face următoarea modificare și așa va arăta textul. Informațiile care privesc statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea instituțională între instanțe și parchete, pe de o parte, și orice altă autoritate publică, pe de altă parte, constituie informație de interes public la care accesul liber este liber garantat în măsura în care nu contravine prevederilor din alte legi speciale. Practic, iar ne întoarcem la ce am dezbătut până acum. Faptul că dacă există o ștampilă pe un document care este clasificat, cetățeanul care merge în instanță tot nu o să aibă acces la acest document. Ce părere aveți dumneavoastră? Am citit pe presă despre ce relatați dumneavoastră. Astăzi nu am avut timp să urmăresc în direct ședința comisiei. Dar am observat că doamna senator Scânteie folosește argumente false desprinse din decizia Curții Constituționale, argumente care se referă la proceduri și niște cum la reglementarea acestor proceduri sau la colaborarea între diferite instituții care afectează independența justiției. Din potrivă, Curtea Constituțională prevede că în cazul în care se dorește acest lucru, se poate face în această modalitate prin reglementarea ca fiind în mod expres informații de interes public, acest gen de informații pe care le-ați numărat și dumneavoastră. Acum, mâine am înțeles că se reau discuțiile în această comisie și aștept să văd forma finală care va ieși și va fi supusă dezbaterii plenului pe legea 303. Doamna judecător... Așa cum spuneți dumneavoastră, este important să se revină. Aș vrea un singur lucru să mai adaug, dacă îmi permiteți. Pentru că se tot întreabă lumea și deja subiectul a ajuns cumva la saturație, dar fără o finalitate. De care problema până la urmă cu protocoale secrete și cu decizii secrete? Cred că ne uităm istoria, pentru că trebuie să mergem în trecut, să înțelegem de ce s-a interzis SRI-ului pe case de urmărire penală imediat după Revoluție, de ce este acest principiu al publicității și accesului la legi. Pentru că a fost prima desprindere de un trecut comunist, de o justiție care a servit statului totalitar, o justiție care se baza pe protocoale, pe legi secrete, și pe acte de urmărire penală făcută de Direcția Securității, de Direcția de Anchetă Penală a Forței Securității. A fost desprinderea noastră de trecut în 89, a fost o valoare extraordinară pe care am câștigat-o și pe care nu avem voie să o pierdem. O scurtă întrebare de la Dan Bucura, doamna judecător. Doamna judecător, chiar o să încerc să fiu foarte scurt, dar aș vrea un răspuns cât mai sincer de la dumneavoastră. Protocoalele de care noi vorbim vizau activitatea Serviciului Român de Informații cu o latură a magistraților și anume cu procurorii. Ei, mă rog, rămâne să vedem acum în ce măsură erau sau nu erau ilegale. Sunt probabil un adept al tezei că nu au fost normale și poate și ilegale. Dar vreau să vă întreb un lucru. Până ca noi, societatea românească profană, să aflăm de ele, această muncă comună, ilegală, să mergem pe varianta asta, ajungea pe masa și în fața unor judecători. Mulți dintre ei, poate colegii de dumneavoastră din asociații, din Uniune și așa mai departe. Ei sesizau în acel proces de documentare această muncă, să-i spunem în continuare, ilegală. N-am văzut în perioada în care activitatea asta binomului mergea la foc continuu, magistrați care să-și rupă robele și să spună, fraților, mie mi se pun pe masă lucruri obținute prin colaborări, prin tehnici, prin metode ilegale. Sau foarte, foarte rar. Credeți că această lipsă de apatia asta a categoriei pe care noastră o reprezentați se datora și unor șantaje sau unor lucruri, acelea zisuri schelete din dulapul judecătorilor, de nimeni nu lua atitudine? Noi ceilalți nu știam, nici presa, opinia publică. Nici într-un caz nu aș merge să speculez atât de mult. Eu pot să vă vorbesc și vorbesc întotdeauna în numele meu și numele asociației pe care o reprezint. Numele asociației. Iar, da,
când am aflat de aceste acte secrete și de modalitatea în care există o astfel de influență la nivel de sistem, așa cum am arătat înainte pe istoricul făcut, am reacționat imediat și cred că noi, judecătorii, am fost primii care am cerut CSAT-ului și să ne verifice în mod real care suntem ofițeri acoperiți sau nu, și să facă publice aceste protocoale și să facă publice deciziile CSAT-ului. Nu vă asum însă dezamăgirea pe care am avut-o de la Consiliul Suprem de, Consiliul Superior al Magistraturii, care ne-a respins și la de apărarea independenței justiție, bazându-se cu mea pe niște note secrete primite de la SRI. Ca atare, cu siguranță sunt în continuare probleme în justiție, dar pe care tot noi, cei din interior, cel puțin judecătorii din asociație, dar și mulți alți judecători care s-au raliat eforturilor noastre, o fac. Această problemă a lămuririi problemei serviciilor secrete a fost cerută și votată în adunările generale prin memorandumul de anul trecut de 80% din instanțe. Doamna este judecător, o chestiune care ne preocupă. Vă rog. O scurtă precizare. Întrebarea o dat Bucura foarte bună și foarte la obiect. Și acum o întrebare la fel de scurtă. Putem pleca de la premiza că judecătorii au fost înșelați sau induși în eroare în multe cazuri sau în multe dosare care au fost lucrate la secret de procurori și ofițeri SRI? Vedeți, nu știu cât anume transpărea în dosar că sunt făcute de către SRI. Sigur că existau la un moment dat acele comunicate de presă în care spunea s-a făcut cu sprijinul SRI, dar nu se știa în concret în ce consta acest sprijin. Iar până la decizia Curții Constituționale pe interceptări, tot în baza unei decizii secrete a CSAT-ului, SRI-ul era singurul organ abilitat să facă astfel de interceptări. Mulțumesc, doamna judecător, pentru intervenție. Trebuie să luăm acum pauza comercială și revenim cu abordarea asta foarte interesantă. În ce măsură știau judecătorii că dosarele care le veneau pe masă erau lucrate în secret de SRI și de procurorii DNA? Scurtă pauză și revenim. Am revenit în direct, foarte scurt, domnule avocat. Ene, după intervenția doamnei judecător, ce concluzii putem trage? Doamna judecător ne-a spus că judecătorii care primeau dosarele de la DNA, de exemplu, sau de la alte structuri de parchete, n-aveau de unde să știe că aceste dosare penale sunt lucrate cot la cot cu cei de la SRI. Poate să-și dea seama un judecător de bună credință care un dosar făcut de SRI sub nas? Exact ce vă și spuneam anterior, atât timp când nu există o probă clară, certă, din care să reiasă o activitate exclusiv a organului judiciar, respectiv polițist judiciar sau procuror, care să fie efectuată doar de aceștia, ci acea activitate să fie efectuată de o altă persoană, cum ați dat exemplu din SRI, dar asumată de polițistul judiciar sau de procuror, este un fel de malcaptatio, adică o captație rea a celui căruia îi prezinți probatorii și este greu de descoperit și respectiv de probat. Și asta înseamnă, dragii mei, că trebuie să mergem, sau instituțiile statului să meargă mult mai adânc în povestea asta cu protocoale. După protocoale, ar trebui să meargă în SRI și să găsească planurile de acțiune pentru care au fost făcute fiecare dosar în parte. Fiecare dosar în parte a avut un plan de acțiune în care se spunea ce face ofițerul SRI, ce face procurorul, ce face specialistul de la SRI juridic, ce face la de la tehnic și așa mai departe. Fiecare dosar de DNA a avut în spate un plan de acțiune. Da? Revenim la ora 21 cu posibile declarațiile explozive ale lui Sebastian Ghiță. O să urmărim ce spune fugarul de la Belgrad. Pauză și revenim.